în paterii lui Apriți. Ne putem vorbi de un paterii. Unde v-ați gândit la acest titlu, unde se încadrează profesorul Alexandru Mironescu în această tipologie? O să rămâniți dumneavoastră în cele 110 minute cât sunt alocate de întrebări. Vă mulțumesc! La prezenția voastră, Părinte Decan, dragi invitați, stimată doamnă profesor Carmen Ciornea, sunt deosebit de bucuros să fiu alături astăzi de aici din Tecuci, în locul de naștere al Alexandru Mironescu, membru marcant al Rugului Aprins și prin aceasta un esențial al epocii pe care o discutăm, analizăm în aceste zile, o comemorăm, pentru că perioada comunistă a însemnat un patrimoniu uriaș de suferință, dar în același timp de sfințenii și de înțelepciune. Prezentarea mea se cheamă Prezența lui Alexandru Mironescu în patericul Rugului Aprins. Nu este o îndrăzneală să vorbesc despre patericul Rugului Aprins, pentru că încă din viață, în viața acestor membri care se întâlneau la timp și după aia la alte biserici și alte mănăstiri, vedem o lucrare duhovnicească deosebită ca în celelalte patericii din istoria bisericii. Și în această prezentare sunt încurajat de lucrarea Părintele Arhimandrit Ianichie Bălan, care vorbește în patericul său foarte mult despre membrii Rugului Aprins. Așa încât astăzi vreau să vă spun câteva cuvinte ce înseamnă prezența care se subînțelege ca participare și ca înmoire duhovnicească a unui intelectual deosebit născut aici la Tecuci și care a marcat prin felul lui de a fi această deosebită lucrare a Rugului Aprins. În 1945 îl vedem pe ierosimonahul Daniel, care astăzi este pomenit. Întemeiază, foarte frumos spune Părintele Ianichie Bălan, un așezământ de înnoire hierocalică la Mănăstirea Anghii, unde s-au adunat numeroși teologi, scriitori, rugări și iubitori de Hristos. E o lucrare întregită aici, vedem o prezență nevăzută a binecuvântării ierarhului, care pleacă de acolo, de la cel înălț. Vedem lucrarea monahilor și lucrarea greniilor, care împreună alcătuiesc cele trei stări ale bisericii. Și îl vedem și pe Alexandru Mironescu, care vine în această frumoasă mișcare duhovnicească cu, deja cu o pregătire deosebită, vorbind despre el ca despre un polimat. Era un om care avea două licențe, studiase fizică, chimie și filozofie și deja în 1945 avea și două doctorate. Pentru dumneavoastră am dus aici, în partea stângă, coperta tezei de doctorat de la Sorbona, poate în premieră în mediul universitar din România. Am avut bucuria să primesc această teză din Franța. La mijloc putem observa diploma de doctorat deosebită, o diplomă pentru care am și fost invitat să rămână la catedră pentru prestanța lui deosebită de om de știință, iar în partea dreaptă un document deosebit rar, în care mi se spune că Alexandru Mironescu și-a făcut doctoratul în filozofie mai întâi 2 ani la Iași, sub îndrumarea lui Ion Petrovici, cel al mare petrician și mare specialist în politică și filozofie, și că a terminat acest doctorat la București în 1945. Deci când vine Alexandru Mironescu, nu vine ca un tânăr, ca mulți dintre tinerii care au venit la Rugul Aprins, care erau studenți sau care urmau să fac o facultate, ci vine ca un om împlinit, intelectual, avea lucrări nenumărate scrise și vedem aici, înainte de lucrarea Rugului Aprins, îl vedem deja romancier, două romane deosebite, Oamenii Nimănui și Destrămare. Îl vedem savant, cu spiritul științific și cu intrarea lui în Academia Oamenilor de Știință în 1935, îl vedem profesor angajat și responsabil, dorind să participe la reforma învățământului, îl vedem un filozof al științei în limbi de recunoaștere științifice. Dar, în aceeași perioadă, îl vedem și jurnalist. A scris peste 500 de articole, între 36 și 45 a fost conferențiar la radio,
multe conferințe de realizare în știință, am zice astăzi. Din acea perioadă, ca să ne facem o imagine a gândirilor Alexandrului Ionescu și ca să înțelegem parcursul lui duhovnicesc, am selectat câteva cuvinte din cărțile mai sus menționate. Iată, zice, nu este un adevăr mai profund, mai mare decât suferința oamenii nimănui, când descrie viața unui tânăr. Apoi zice că rugăciunea posedă virtuți de netăgăduit, care n-a fost până acum, până în momentul prezent cercetat. Când zice aceasta în articolul Puterea de Vindecare a Rugăciunii, Alexandru Ionescu se referă la abordarea științifică a rugăciunii, pentru că el, fiind încă un om de știință, atașat de ideea de îmbunătățire a Dumnezeului știință, îl vedem că e gata să atace această problemă subtilă a rugăciunii prin intermediul științei. Apoi un cuvânt care ne pune pe gânduri, în 1940, progresul tehnic, cu întreg cortegiul de consecințe, nu este străin de acest proces de îndumnezeire a oamenilor. Acest text, din 1940, este un text mai înainte de mișcarea transumanistă și pe mine m-a bucurat această înainte vedere a lui Alexandru Ionescu, care se împlinește în zilele acestea și doar în generațiile următoare. În fine, cercetarea științifică, zice eu în teza lui de doctorat în filozofie, nu exclude și o altă ordine de realități, ordinea duhovnicească, spirituală, din potrivă, o întâlnește și o evidențiază necontenit. Iată câteva gânduri de dinainte de lucrarea în polonism. Se întâmplă după. În timpul lui a prins, bineînțeles că se întâlneau la timp, cum știm, foarte bine lucrurile acestea. Și totuși, Alexandru Ionescu insistă acum nu pe cas, nu prin cunoașterea care vine prin cărți, ci prin cunoașterea care vine prin oameni. Între aceștia, în mod deosebit Părintele Daniel, Părintele Agaton atunci, dar în mod special Părintele Ioan, despre care zice, Părintele Ioan a fost acela care m-a luat de mână și mi-a arătat cum arată Părintele Fiului Său, iată, aceasta este calea care duce la inima ta. Și apoi Alexandru Ionescu, în singurătate, scrie, calea rugăciunii inimii este o lucrare creatoare, un foarte frumos concept, anevoioasă sau descoperire, dacă nu concep, prin care să te întâlnești în chip viu cu omenia ta, cu icoana profundă a omului care ești și pentru care a întrupat-o de plin Hristos. Acestea erau urmare, pe lângă multe altele, gândurile de Alexandru Ionescu în timpul lui Aprins. De asemenea, în perioada aceea, până la arestare, a avut și anumite experiențe, pentru că această prezență a lui la Rua Aprins trebuie înțeleasă ca o sumă de experiențe analogice, experiențe înmăitoare, duhovnicești, între aceste experiențe și experiența icoanei lucrurile aprins. Sunt trei mărturii, de fapt, în realitate sunt mult mai multe, dar vedem aici, pe Părintele Anichie Bălan, cum povestește, relatează episodul din 47, când Părintele Cleopa se afla în casa lui și cum icoana dansează pe perete, în mod tainic și cântă, cântare de harpă câteva minute. Apoi îl vedem pe Paul Sterian, cum într-o poezie frumoasă, cântec de veselie, povestește ca poetul cum icoana respectivă i-a înfiocat pe toți care o priveau și care au început dintr-o dată să se rog. Dar această lucrare a icoanei a fost, cum să vă spun, nu izolată, ci prezentă în multe situații din viața lor. Zice Ionescu, în jurnal, azi noapte, după două zile de tăcere, a cântat icoana, era 1:30 noaptea, mult și cu putere. Ce lucruri va fi anunțând? Dacă suntem în anul 1967, suntem după eliberarea lui Ionescu din pușcărie, îl spune în jurnal, la un moment dat, icoana a cântat și înainte de a veni în acasă, Iub și Șerpani. Deci momentele acestea tainice, care icoana cântă, erubimia, angelii, toate puterele, se deschide cerul casa de Alexandru Ionescu. Și nu fără un rost, ci pentru că icoana este, de fapt, vestire. În multe situații din viață, când ei trebuiau să se pregătească de o mare încercare, icoana a cântat. Din câte știu, sunt mărturii și astăzi că oameni care au icoana aceasta în casă au trecut prin experiențe asemănătoare. Și nu pentru a
povestit că au trecut prin experiențele acestea, ci pentru a fi la rândul lor avertizați înainte de nenecazuri și de tot felul de întâmplări care pot surveni viața prin creștin, cercări în special. Vine anul 1958 și știm că rugul aprins este pus sub oprobul securității. Cum îl vedem pe Alexandru Milonescu aici? Îl vedem la tribunal după perioada dură de tortură și anchetă și îl vedem ca pe un adevărat mucenic creștin, zice, ne rugăm pentru voi. Aici vorbește cu cei care l-au judecat și l-au dezumanizat în ce au făcut. Vă ne rugăm pentru voi ca Sfântul Arhidiacon Ștefan, Doamne, nu le scotilor păcatul acesta. Și vedem mai sus ce spune cu mult curaj la momentul judecății. Și după ce a ieșit, doamna Olga Sandu, o apropiată de familie mai târziu, l-a întrebat cum a trecut peste această perioadă, dacă poartă vreun resentiment și a spus că îi depând pe oamenii aceia pentru că în urma lor aveau sădit răul. Și așa a ieșit Alexandru Milonescu și a intrat în perioada pe care o putem numi pregătirea pentru veșnicie, anii 63-73. Știm foarte bine că a fost greu pentru toți cei de rugul aprins să se mai întâlnească, au fost urmăriți, au fost despărțiți prin tot felul de tehnici ale securității. Dar iată că Alexandru Milonescu în perioada asta devine un loc din clara rugului aprins, prin două lucruri extraordinare, floarea de foc, prin care el nu dorește să rescrie istoria vieții din pușcărie, ci vrea să înscrie rugul aprins în lucrarea mântuitoare a neamului românesc. Este o interpretare care trebuie văzută în această carte și nu altfel. Seriile singurătății lucrare despre ce se întâmplă cu omul când este torturat în închisoare și de gândul diavolesc al deturdejii. În fine, îl vedem ca martor al prezenței lui Dumnezeu în istorie, îl vedem ca mărturisitor al experienței locale. Și pentru că am vorbit despre un pateric grupului aprins, dați-mi voie să selectez câteva apoftegme, câteva vorbe frumoase și sunt mii de astfel de vorbe în cărțile lui. Nu poate fi învățătorul unde nu funcționează încrederea, zice el. Actul de credință e rugul personal al vieții și libertății interioare. Geniul e o categorie profană, Sfântul e o categorie sacră. Sfânta Împărtășanie e hrana care trebuie să astâmpere foamea profundă. Și în fine, sunt fii adevărați ai lui Dumnezeu. Aici e taina creștinismului, zice Milonescu, taina Sfinților creștini ortodoxi. Pentru că suntem la Constanța și pentru că organizăm acolo, în acest frumos oraș pe care Milonescu l-avea în inimă, am selectat pentru dumneavoastră trei scurte citate din jurnalul său. Venea la Constanța ca să se întremeze după anii de închisoare și spune că catedrala pictată de Gheorghe Popescu, unde văd aproape fiecare zi, este o sărbătoare și o bucurie a culorii. Recent am trecut pe acolo și am simțit același lucru. Și pașii lui Milonescu și bucuria despre care vorbești. A venit, zice, în altă parte, în alt an, la Constanța pentru a începe realizarea cărții Valea lui Lăța, o lucrare deosebită și unică în literatura română. Și în fine, în 69, zice, anul acesta am stat mai mult la Mamaia. Avea nevoie de soare, de vitamina B, de refacere, pentru că începeau anii grei cu boala și cu chinul. Când, zice el, după ce stăteam acolo atâtea ore la Mamaia, ne reîntorceam și făceam zilnic pelerinajul la Ionescu. Dar fi cunoscut de momentele în care Alexandru Milonescu se oprește la statuia lui Milonescu, Milonescu patron, care privea mare, care de fapt simbolizează și marea încercărilor și marea istoriei. La final, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția și vreau să închei tot cu un gând de Alexandru Milonescu, care sintetizează prezența lui în rugul aprins. Tot ce facem, zice el, văzut și nevăzut, poartă amprenta noastră spirituală. Tot ce faceți dumneavoastră acum, văzut și nevăzut, poartă amprenta spirituală a rugului aprins, care arde în fiecare dintre cei care participă la astfel de întâlniri. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și sper că prezentarea s-a văzut și mesajul meu s-a auzit. Mulțumesc mult!